Mișcare, joc și sport. La o asemenea activitate au participat mai mulți copii de la centrele de zi din orașul Soroca. Evenimentul a fost organizat de către Fundația Ter de Zom și are ca scop dezvoltarea abilităților personale și sociale. Cristina Topală vine cu un reportaj. Peste 60 de copii de la centrele Azimut, Icar și Acasă din Soroca au participat la un eveniment Fair Play organizat de reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Ter de Zom. Noi astăzi am organizat multe jocuri, ne-am jucat, era distractiv, foarte, foarte suntem veseli și bucuroși că vine vara, noi suntem să fim în vacanță. Noi astăzi ne-am jucat, am participat la concurs, ne-am jucat la foarte multe jocuri, am primit medalii pentru participare, cadouri, câte-mic și maiouri. Și am organizat multe jocuri, a fost distractiv, ne-am distrat. Împreună cu ce? Împreună cu toți de la centru. Cel mai preferat jocul meu a fost Coada Draconului. Tot să facem un cerc și un băiat trebuie să arunce cu mingea să merească în Coada Draconului. Dansuri și muzică și cântam, jucam, întâmpărând medalie și cadouri. Aici ne-am jucat fotbal și mai multe jocuri. Am primit multe dulciuri. Da, medalii pentru ce ai primit? Medalii am primit pentru că am participat la concurs. Am primit și un maion nou și un chipiu nou. Alături de animatori, educatori și părinți, copiii au desfășurat mai multe jocuri distractive și împreună au jucat fotbal și volei. Copiii au fost foarte activi, jocuri au fost și fotbal, și volei, și distractive jocuri. Toți s-au simțit foarte bine și tot aceasta se face în fair play. Să fie toți uniți. Ne străduim ca ei să fie vioi, activi, atenți, la ei se duc colaborarea, se duc prietenia, colectivismul, ei se află parcă frați, surori unul cu altul. Jocurile date au un caracter psihosocial și dezvoltă nu numai capacități așa distractive, dar în același timp au posibilitatea copiii de a se acoopera, a se uni între ei și desigur se dezvoltă capacități personale și sociale. De fiecare dată, iată, când organizăm jocurile, asemenea activități care le organizăm după metodologia MGS, vreau să vă spun că copiii se simt destul de bine și de acum devin mai cooperativi și mai uniți între ei. Evenimentul proiectului MOVE are drept scop promovarea protecției și respectării drepturilor copilului, dezvoltarea spiritului de cooperare și parteneriat pentru sprijinirea copiilor din familii social vulnerabile și celor care au părinții plecați peste hotare. Noi am organizat în special jocuri și activități sportive și ne-am bazat copiii cei mari, noi am organizat fotbal fair play și mingea în 5 pase. Nu este o competiție, sunt jocuri psihosociale. În special anul acesta am lucrat la Soroca cu centrele de zi. Sunt copii din familii defavorizate, sunt copii care fac parte din familii socialmente vulnerabile și orfani și semi-orfani. La sfârșit, copiii au primit medalii pentru participare, dulciuri, maiouri și chipiuri. Evenimentul Fair Play este organizat în cadrul proiectului MOVE, inițiat în anul 2008 pe un termen de 4 ani de către organizația Ter de Zom Elveția, având susținere financiară a UEFA.